Poate vă întrebați ce a făcut Daniela Gheorfi în ultima perioadă. Ei bine, vă spunem noi, s-a întors la școală. Dacă fiica e Maria, i-a devenit colegă sau profesoară, ne spun chiar ele. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună! Maria, deci cum se descurcă mamii cu temele de la școală? Așa și așa. Așa și așa. Așa și așa. Așa și așa, da. Tu o înveți pe ea, nu? Nu prea. Nu o învăț eu pe ea, doar că uneori și noi ne mai gândim, stai puțin, de ce a scris așa? Mai stăm și noi câteva, nu știu, stăm foarte mult doar ca să rezolvăm o problemă. Să rezolvați, adică, o problemă, da. Da, ne blocăm uneori, doar că eu îmi fac temele pentru că, na, trebuie să mi le fac. Da. Și eu fug pentru că trebuie să fug, adică... Exact. Maria, a fost o perioadă în care n-ai mai mers la școală, ai stat doar acasă, da? Dar tu ai înțeles de ce a trebuit să stai doar acasă? Da, pentru că acest COVID-19 se înmulțește foarte mult și noi trebuie să stăm acasă, pentru că așa e bine, adică nu mai poți acum să te duci în anumite locuri, gen într-un loc cu mulți oameni sau la niște petreceri. Nu, acum doar când, dacă vrei să te duci, nu știu, să-ți iei de mâncare și cam atât, asta-i tot. Să mai ieși puțin din casă, ca să iei puțin aer, pentru că nu se poate să stai doar în casă. Corect. Chiar dacă deschizi geamul și, na... E destul de greu pentru mine, pentru că nu mă mai întâlnesc cu prietenii mei, nu mă mai distrez, nu mă mai... Da. Acum dorm, nu știu, pe la 10 mă trezesc sau nu... Dorm mai mult cumva. Nu, acum, nu? Da, nu mă mai trezesc la 7, fix doar la 7, adică nu mai trebuie... Dar ți-a părut bine că ai putut să dormi mai mult sau cum? Da, mi-a părut mai bine, pentru că tot timpul când mă trezeam la 7 aveam gen... Eram foarte obosită, aveam cearcăne, da. Și tot felul de chestii. Nu aveam un timp foarte lung, nu puteam să mănânc, pentru că nu... Eu chiar dacă stau aproape de școală, tot trebuie să mă trezesc la ora fixă. Dacă mă trezesc la 6, hai să mai spun că mănânc și eu băr cu cereale, la 7... Dacă te trezi la 7, nu mai apuci, n-ai timp să mănânci. Așa este. Ți-au lipsit colegii tăi de școală, mi-a nu? Mi-au lipsit prietenii mei. Înainte, când mă duceam la școală, aveam o colegă de-a mea, Ilinca, și pur și simplu o strângeam în brațe, ne jucam împreună, făceam, dregeam. Da. Dar acum... Acum mai poți să faci asta. Da, oricum, comunic cu ea, mai o sun la telefon, adică nu este o problemă, doar că nu mai putem să fim, să fim împreună sau corect. Să ne... În perioada asta ai făcut școala online. Da. Cum ți se pare? E mai bine să faci școală online sau îți plăcea mai mult la școală? Mie îmi plăcea mai mult la școală, când mă întâlneam cu colegii mei, pentru că vreau să-i văd în persoană și nu vreau să-i văd așa pe online. Exact. Pentru că uneori nu avem nici noi conexiune prea bună și probabil se încurcă sau nu se mai întrerupe. Da. Există... Și nu e așa un punct vis. Da, ai avut mai multe teme acum când ai făcut școală online? Nu, e tot la fel, doar că acum, pentru că avem mai mult timp, ne dă puțin mai multe, pentru că nu putem să stăm în casă liniștit să ne uităm, nu știu, să avem și noi puțină ca să nu mai uităm, pentru că la școală în fiecare zi aveam 4 ore stripte, o oră așa, o oră pentru nu știu ce. Da, o oră matematică, o oră română. Ce așa și așa. Aveam fix acolo și... Mm-hmm. Și acum aveai tot un program fix asta în școala online sau cum era? Da, adică mă trezesc pe la 9 sau pe la... Da, pe la 9. Dar la ce oră e școala? Când aveți pe școala? Pe la 10. Pe la 10? Da. Mm-hmm. Și începem, stăm pe la... ne trimite temele pe Classroom la ora 11 și cam asta e tot. Cum ți se par problemele de matematică? Sunt grele? Sunt ușoare? Cum te descurci cu matematica? Așa. Nu spun că mă descurc la pe perfecție, adică nu tot timpul îmi merge capul titirez, doar că trebuie să înțeleg, mai întâi trebuie să citesc clar ca să o înțeleg. Absolut. Dacă nu înțeleg nimic. Și cam asta e tot, așa am fac tot. Daniela, cer scuze, dar am unitatea de excepție. Mă gândesc să plec, nu știu cum să fac, adică mă gândesc să plec, sincer, mami. Sincer, crede-mă că face mare plăcere să stăm de vorbă.
Noi ne-am gândit, da, să te rugăm astăzi să ne rezolvi și nouă o problemă de matematică. Crezi că putem face asta? Putem face asta, de ce nu? Avem aici o tablă, hai să mergem împreună la tablă. Decât tu cu ea sau să merg și eu? Da, Daniela, hai și tu dacă e să hai ca să mă fac și eu de râs. Cât de bine te descurci, așa, eu o să trec în partea asta la altă, perfect. Bun, hai să vedem cum rezolvăm această problemă. Spune așa, suma a trei numere este 84. Bun. Suma primelor două numere este 60. Iar al doilea număr este cât o treime din al treilea. Află numerele. Cum facem? Păi mai întâi știm că suma a trei numere este 84. 84, da. Acum, ce acum trebuie să facem? Ce facem? Ne notăm aici, ca să nu așa uităm. 84, da. Da. Și facem așa. Din 84, din ce 84, facem? Ia spune tu. Minus 60. 60. Ca să aflăm și noi un număr, și ne dă 24. 24 este ce număr? Din al treilea. Al treilea număr. Gata, perfect, știu. Scrie aici 24. Gata, știu. Scrie aici, mami. Așa, 24, da. Egal, pune aici, egal 84. Și acum fii atent aici. Ăsta trebuie să-l împarți la 3. Stai, nu, al doilea număr. Nu, împărți la 3, așa. Deci ăsta trebuie să-l împarți la 3 și faci așa. 24 împărți la 3 și ia vezi tu cât. 8. Nu. Nu? Sau? Nu. Nu, păi, nu. Cât? Nu 7. Deci, stai puțin. Oricât. M-am zăpăcit. Da. Bun, oricât deci fac 24. Eu tot timpul trebuie să mă gândesc. Gândește-te, nu-i problemă, nu ne grăbim. Mami, ne gândim. Deci ne gândim. Gata, știu. Eu știu. Mami, hai. Ia venit sâmbetul. 8. 8. Bun, așa, perfect. Suflat. 8, 8, 3, 24. 24, da, da, perfect. Și aici pui un plus. Ce am aflat noi cu 8? Că este? Al... Din 24. 8 este numărul care? Care face... Deci noi am aflat așa, prin acest operațiune. Da, operațiune. Am împărțit 24 la 3, pentru că, zice așa, al doilea număr este cât o treime din al treilea. Deci 24... 24 este al treilea număr și noi am aflat numărul al... doilea. Al doilea. Așa. Și mai pui un plus. Și acum faci așa. Îți spun, hai să... Eu sau... Hai să fac cum eu. Deci facem așa. Cum putem afla primul număr? 5. Păi nu, că facem așa. De ce 5? Păi nu, că să spun eu. Păi mami, eu fac... asta este problema noastră. Eu sunt de modă veche, stimațele spectator. Și atunci, dacă Maria vine cu un exercițiu genul ăsta, eu mă gândesc, băbește. Și fac, uite, pe... Așa, cum faci? Deci fac așa, 84 minus 24 minus 8, da? Ok. Și atunci, aici vine 8... Deci 8 minus, stai așa. Ai putea să faci simplu? Da, nu, pe când 60 fără 8. Păi da, 52. Ia. Cum adică? Deci nu m-a întrebat cum adică. Problema mea este, da. Maria, era simplu. Din momentul în care noi am aflat al doilea număr, da? Revenim la propoziția a doua. Suma primelor două numere este 60. Și făceai... Da, e clar. Luai 60... Minus 8. Minus 8. Și era 5... Cât este 60 minus 8? Ia vezi tu. Băi... 50 și... Nu-i suflați. Păi 8 minus 10, Maria? Așa. 52. Bun. Vreau să te 5. Și concentrezi, acum... că după aceea o să zică lumea că chiar că nu știi nimic. Și acum este foarte simplu. 52 plus 8 plus 24... Egal 84. 84. Bravo, Maria! Hai, bravo, Maria. Daniela! Ma, deci, vă rog să mă crezi.
credeți, când vine Maria cu teme la mine, pe mine mă apucă transpirațiile și îi explic: mami, nu trebuie să-ți fac eu temele, tu trebuie să ți le faci. Zice: bine, mami. Adevărul e că trebuie să citești cu atenție toate aceste propoziții, enunțurile, da, exact, pentru că dacă nu le citești foarte bine, te pot complica. Adică trebuie să ținem cont că Maria e invers, mami. Maria Așa. Este în clasa a doua, adică vă dați seama când o fi între a treia ce-i face. Plec de acasă. Bine că avem cântări la anul și știi cum e. Hai să ne așezăm. Bravo, Maria. Mulțumesc. Te-ai descurcat foarte bine. De fapt, nu eu m-am descurcat, mami. Mami s-a descurcat. Și tu. Dar, mi-a deschis minte. Știi ce se întâmplă? Îți dai seama că diferența între noi este de 40 de ani. Eu am făcut altă școală. Diferența între, și între mine și tine este alta. Da. Eu știu să... Adică stau, mă gândesc, mă concentrez, le succes, le aranjez, le fac până la urmă. Da. Dar nu pot să explic. Corect. Iar Maria trebuie să învețe cum este normal. Un algoritm de calcul, de fapt. Da, tu trebuie să le faci prin metodele pe care ea le învață la școală, la nivelul ei, de clasa și mai, a doua. Mai sunt de părere că, acum o să spună mulți părinți, probabil că o să-mi sară în cap, dar copiii trebuie să se gândească. Noi poate îi ajutăm. Exact. Dar dacă eu îi fac temele, n-am făcut nimic. Nu l-aș cu nimic pe copil dacă îi faci tu temele. Da. Dar Maria, sunt convins că se descurcă singură foarte bine. Am revenit alături de Maria și Daniela Gheorfi. Maria, mulțumim tare mult. Cu plăcere. Mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și să rezolvăm împreună probleme de matematică. Daniela, ce ne cânti? Mi-e dor. Intrați pe canalul meu de YouTube, Daniela Gheorfi Oficial, pe Instagram, deci Facebook, toate astea. Este o melodie frumoasă. Și asta e. Deci cam mi-e dor de cam ce dor o să fie. De viața ta de dinainte. De viața mea de dinainte. De evenimente. De evenimente, da, îți dai seama că pe toți ne-a cam dat peste cap, dar sper ca în câteva săptămâni să putem să cântăm. Da, o să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, să sperăm. Trebuie, că, dacă înțelegi, se vor deschide terase, plaje, unde o fi. Parte. Da. Da. Mulțumim tare mult. Mulțumesc mult. Cele bune. Bunii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Vă dăm întâlnire și mâine de la ora noastră 10:30. Acum, dacă vă este dor, rămâneți alături de Daniela Gheorfi. Shape.